Televiziunea română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. Salutare! Salutare la toată lumea! Bine v-am regăsit la garantat 100%! scurtă fișă de prezentare a invitatului din seara asta. Bursier al Universității Oxford. Magister Artium al Central European University. Fellow al Colegiului Noua Europa. Doctor în istorie al Universității din București. Cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române. Cadru didactic asociat la Facultatea de Istorie a Universității din București. Invitatul nostru e autorul unei cercetări fascinante care se întinde pe parcursul a 10 ani, uh, mii de documente la care se adaugă și o bibliografie impresionantă. Rezultatul acestei cercetări repune în discuție ceea ce știm despre țara românească medievală și poartă titlul Putere și teritoriu, țara românească medievală, secolele 14-16. E o mare bucurie să-i spunem bun venit la Garantat 100% domnului Marian Coman. Bună seara! Bună seara și mulțumesc da. pentru invitație! Mulțumesc că ați venit la noi! Uh, fascinantă carte. Nu e foarte ușor de citit, dar e o lectură fascinantă. Uh, să lămurim un lucru. Teritoriu. Ce e aia teritoriu din perspectiva acestei cărți? Când ne gândim la teritoriu, primul lucru care ne vine în minte este o bucată de pământ. Corect. Și ne imaginăm că este ceva foarte concret. Uh, Oriceea ce uh, spun eu în această carte este că, de fapt, teritoriul este o idee. Și că ar trebui să ne să renunțăm la imaginea pământului și la imaginea concreteții teritoriului și să revenim la idei. Cu alte cuvinte, ceea ce contează mm -hmm. într-un teritoriu este felul în care decupăm spațiu. Pentru că asta este teritoriu. Este un spațiu decupat de mintea umană. Ori mintea umană decupează spațiile pentru a mm -hmm. le putea înțelege folosind diferite criterii. extra teritorii politice, există teritorii culturale, există teritorii geografice. Este teritorii fantastice. Toate A. sunt idei, toate sunt decupaje mentale ale unor spații. În ceea ce privește teritoriul țării românești, E foarte interesantă explicația pe care o dați relației domnitorului cu țara peste care domnea. Și spuneți că e mai degrabă o relație cu niște grupuri sociale decât cu un teritoriu. Cum vine asta? Eu sunt un mare fan al documentarelor How It's Made. Da. Și dacă aș fi vrut să mi se predea într-un fel istoria, aș fi vrut să mi se predea așa. Nu, cărțile noastre de istorie, uh -huh. după care am învățat, sunt pline de formule de genul Vlad Țepeș s-a urcat pe tron, a poruncit să fie strâns birul, a trimis Haracul la înaltă poartă, s-a certat cu brașoveni și a închis frontiarele. Ce mă interesează pe mine este cum făcea fiecare dintre aceste lucruri. Ce înseamnă s urca urcat pe tron? Ce înseamnă uh -huh. această simplă afirmație? Cum s-a urcat cineva pe tron? Cum obținea cineva legitimitate? Ce însemna să ocupe o cetate de scaun, însemna să obțină regalia însemnele, semnele domești, sceptru, coroana? însemna să obțină acceptul și recunoașterea din partea unui anumit grup social? Ori, de pildă, unul dintre izvoarele fascinante pe care le studiez este o scrisoare a voivodului Transilvaniei, care le aduce pe Vlațepeș, în 1476, din nou pe tron. Da. Ori el trimite o scrisoare regelui Ungariei, în care spune, L-am repus pe Dom Petron și a fost recunoscut de toți bării, mai, mai puțin de doi. doi. Da. Da. Ceea ce e fascinant. Nu Asta înseamnă că respectivul avea o listă de boieri, avea o listă de oameni și, în clipa în care aceia îl recunoșteau pe domn, ce a devenit domn. Asta înțeleg printr-o relație directă între domn și grupuri sociale și comunități, și nu atât între domn și pământ. Um... E un fragment foarte interesant în carte în care vorbiți despre darea calului. Ce e darea calului, domnule Coman? E o întrebare care a dat multe insomnii uh, istoricilor. <fie> și asta pentru că una dintre problemele majore care ne confruntăm sunt uh, problemele semantice. Noi citim niște documente vechi, documente care au fost scrise exact. acum sute și sute de ani. Și la un moment dat, întâlnim niște cuvinte și ne întrebăm ce înseamnă. În cazul dării calului, provocarea nu este atât de mare pentru că, de la bun început, ne dăm seama că este ceva necunoscut și că trebuie să investigăm. Provocarea mult mai mare mi se pare în cazul altor cuvinte al căror înțeles mi se pare că îl cunoaștem. Țară, județ și lucruri da. de genul acesta. Ajungem și la asta. Și, de fapt, descoperim că înseamnă cu totul altceva. Ordarea calului e o, e o problemă de interpretare majoră pentru că nu apare decât în unele documente din secolele 14-16 și de cele mai multe ori pare a fi asociată unei tranzacții cu pământul. Aha. Și atunci mulți istorici au spus, a, e un soi de taxă notarială. Așa cum astăzi, în momentul în care cineva încheie o tranzacție, trebuie să plătească o taxă notarială, așa se întâmplă și atunci. Așa, un... dădeai un cal. Și dădeai un cal, da, era chiar un cal. Numai că această explicație nu ține... Dintr-un simplu motiv. Asta nu explică de ce nu apare în toate documentele cu tranzacții care conțin tranzacții cu pământ și apoi ne uităm puțin și la ce se întâmplă în jur. Și observăm că există daracalul în Serbia. Există daracalul în Țara Făgărașului. Ori acolo, de fiecare dată, daracalul este o taxă de moștenire plătită de un anumit grup social. Vedeți? Din nou revenim la grupuri sociale. E plătită de aceia care au obligații militare. Și asta reîntărește o legătură între domn și grupul social cu obligații militare, gnezii. în cazul țării românești. Deci trebuia să ai un anumit statut. Trebuia să ai un anumit statut mm -hmm. și acest statut era reconfirmat uh, printr-o taxă de moștenire la moartea gnezului, atunci când fiul, plătind calul, își asuma automat și uh, datoria militară față de domnie pe care și prima, în schimb statutul social pentru că gnezii plătau alte taxe, nu plăteau un alt impozit față de ceilalți. E fascinantă povestea cu județele în cartea dumneavoastră. Uh, odată dată să lămurim ce înseamnă județ, și pe de altă parte e extraordinar de spectaculos faptul că uh, formula e foarte fericită, exact ca steagurile lui Pristanda, județele nu le ieșeau la numărătoare uneori. Da, da, asta este. Uh, din nou, revenind la problema interpretării și la problema analizei, cum interpretezi sursele? Nu și. Trebuie de fiecare dată să găsești întrebări, să găsești întrebări pentru a le scoase, pentru că sursele nu îți vorbe singure. Nu, și aici, stă, asta, stă const, sau constă priceperea istoricului. Ori întrebarea pe care mi-am pus-o e una extrem de simplă. Câte județe existau în țara românească medievală? Ori, începând să le număr, am descoperit că numărul lor varia extrem de mult. Uh, și frumusețea face ca la un moment dat să avem o sursă demnă de încredere La sfârșitul secolului al XVI-lea Franco Sivori, uhum. care este un venețian Care la un moment dat colectează birul dintr-un județ, din județul Buzăului Prin urmare știa ce vorbește Și care ne spune exact câte județe existau în țara românească Ori comparând județele care, pe care am încercat să le număr Cu județele uh, cu numărul județelor dat de Sivori de -huh. Am descoperit o inconsecvență Și atunci mi-am dat seama că nu număram ce trebuie și aici a venit la problema semantică. Eu, în momentul în care găseam un document, nu știu, Buzău, Argeș, presupuneam automat că este județ. Chiar dacă cuvântul județ nu apărea. Uh -huh. Și atunci mi-am zis, stai puțin, de ce să completez eu uh, locul gol din sursă? Dacă scribul medieval nu spune că acesta este județ, înseamnă că știe ce spune. Înseamnă că nu este județ. Ia să o număr eu exact județele. Cu alte cuvinte, unde apare termenul de județ? Și numărându-le, am descoperit exact câte județe erau în lista lui Sivori. Și atunci mi-am uh -huh. dat seama că celelalte nu erau județe. Celelalte, presupuneam eu, cu mintea mea de istorie modern că ar fi județe. Oricine lipsește, asta e fascinant, lipsește exact centrul țării. Lipsește Argeșul, Dâmbovița da. și de la un moment dat Ilfovul, Adică exact unde este nucleul puterii domnești. Și astea ce erau? Astea erau direct administrate de domnie. Aici domnia în încasa direct taxele, aici a administra administrat direct, justiția. Ceea ce arată mm -hmm. că județele erau o formulă de guvernare a semiperiferiei, dacă vreți. Deci nu era o teritorialitate precisă. Nu, nu, nu era o teritorialitate precisă, ci erau, uh, trebuie să vă închipuiți că domnul trimita doi birari de județ, asta însemna doi oameni de la Curta Domnească, să strângă taxele din județul Buzău. Da. Și ei mergeau în întregul județ Buzău, nu vă închipuți că strângeau taxele de la, de la fiecare țăran, ci strângeau taxele de la comunități. Și comunitățile repartizau apoi în interior taxele. Și, practic, județul nu exista decât ca o circumscripție fiscală temporară. Foarte interesant lucrul ăsta. Asta Tulbură într-o foarte bună măsură ce știm despre pământurile astea. Da, da, și în primul rând dă imaginea unui stat mult mai slab. Pentru că una este să-ți închipui un domn care are o curte de câteva zeci, poate sute de oameni și care trimite din când în când birari în județe, și alta este să-ți închipui un stat teritorial foarte bine ancorat, care are dregători fiscal și juridici în fiecare județ și în fiecare comunitate. E foarte corect. Uh, încă ceva foarte interesant. E. Absolut fascinant capitolul cu domn a toată țara Ungrovlahiei, domn a toată țara românească. Ați făcut o muncă de cercetare lingvistică extrem de serioasă. Cum putem să lămurim pe înțelesul tuturor ce poveste asta cu a toată țara? Din nou, întrebarea de la care plecăm. Întrebarea de la care am plecat în această cercetare a fost de ce domnii țării românești sunt atât de atașați de termenul de Ungrovlahia care este un termen străin, un termen bizantin. Exact. Și m-am uitat comparativ. O să vedem ce se întâmplă în Moldova. Sigur, și în Moldova, domnii moldoveni folosesc Moldovlahia, care e termenul bizantin, dar mult mai rar. Ce se întâmplă în Rusia? Și acolo, cnezii Moscovei folosesc termenul a toată Rusia, dar mult mai rar. Și atunci m-am întrebat totuși de ce domnii țării românești sunt atât de atașați de Ungrovlahia, încât l-au preluat în propria titulatură. Ei se intitulează domn a toată Ungrovlahia. Foarte târziu, în secolul XVI-lea, țara românească începe să pătrundă în Nu Și plecând pe această filieră, am ajuns la concluzia că domnii țării românești erau mult mai dependenți de autoritatea mitropolitului bizantin decât erau domnii Moldovei sau gnezii Moscovei. Cu alte cuvinte, mitropolia este cea care a creat țara sau țara s-a construit în jurul mitropoliei. O să mă exprim ca pe stradă. Foarte tare! Este foarte tare! Pentru că imaginea noastră, de foarte multe ori, e imaginea unor lucruri foarte precise. Am văzut uh, vechile filme istorice, am citit un anumit tip de istorie și avem senzația că atunci când vorbim despre Moldova sau despre țara românească, vorbim despre ceva foarte precis delimitat teritorial, despre o administrație în toată regula. Ori din cartea asta nu înțeleg lucrul ăsta. Da, pentru că nu este așa. Nu, no, dacă mi-aduc și aminte o scenă dintr-un film uh, românesc, în care Vlad pește se uita pe o hartă și pregătea să răspundă, nu pregătea să răspundă atacului otoman. Ori, domnii țării românești nu s-au uitat niciodată pe o hartă. Ei nu au văzut o hartă a propriilor țări, pentru că nu exista. O hartă a țării românești nu Asta există de la 1700. Și atunci ar trebui să încercăm să pătrundem o mintea lor și să ne întrebăm cum poți guverna o țară despre care habar nu ai ce contur geografic are. Cu relații cu relații și cu un alt fel de geografie. Nu? O geografie în, uh, în, care cartografia nu e un instrument, dar în care îți imaginezi țara în funcție de itinerarii. Cu alte cuvinte, în funcție de itinerarii și de oameni. Nu? Te gândești, nu te, atunci Abozi. când te gândești la diverse regionale țării, te gândești la cine locuiești acolo și la cum se ajunge acolo. Nu te gândești că este el plasat la nord, la sud, la est sau la vest. E uluitor, e absolut uluitor. Nu, și plus, asta schimbă foarte mult și geografia fizică. Oarecum paradoxal, Evident. dar o schimbă, pentru că la un moment dat nu înțelegeam de ce uh, călătorii medievali care trec prin țara românească prezentau țara noastră ca fi, ca fi mult mai turtită decât e de fapt. Ei spuneau că de la nord la sud se ajunge Aha. în două zile, de la est la vest durează vreo 14 zile să o traversezi. Ori asta nu corespunde deloc geografiei fizice. Și prima tenda, tentație, nu asta e tot timpul, tentația de superioritatea istoricului față de surse. E, nu știu ce vorbesc, sunt niște oameni medievali. S-au exprimat ei așa. Dar la un moment dat, da, și asta e tot timpul cea mai mare capcană, trebuie să iei în serios. Pentru că în clipa în care iei în serios, descoperi lucruri fascinante. Ori ce am făcut? Am pus pe hartă, hartă, drumurile. Am pus pe hartă drumurile. Și am descoperit că existau drumuri directe și rapide între nord și sud, pe când între est și vest nu exista niciun drum direct. Wow. Și ei asta măsurau. Ei măsurau itinerariile. Nu contează că între Buzău și Mehedin sunt 400 de kilometri. Contează câte zile de drum faci. Ori ei aveau dreptate. Harta țării românești medievale nevumediu este mult mai turtită. Pentru că durează foarte mult să o parcurgi de la Est la Vest și mult mai puțin să o parcurgi de la Nord la Sud. Dacă mă gândesc bine, și în momentul ăsta harta asta se poate turti foarte tare în funcție de cum sunt transporturile la ora asta și căile de comunicație... În spațiul pe care îl ocupăm acum. Săptămâna trecută am venit de la Cluj cu trenul și am făcut 12 ore, așa că nu vreau să mă gândesc cum ar arăta o proiecție geografică. Bun, deci dacă mă gândesc bine, distanțele astea despre care vorbim se păstrează la fel de mici sau de mari și la ora asta, dacă ne gândim la felul în care sunt transporturile și căile de comunicație la ora asta în România. Da, vă las pe dumneavoastră să vă imaginați cum ar arăta o hartă a României de astăzi. Luând în considerare rețeaua de autostrăzi, și cât face Uluitor. un tren de la București la Cluj. Uluitor. Uh, mai era ceva, o cheie foarte importantă, a toată țara românească, și insistați hmm. foarte tare la toată. Da. Uh, pentru că acesta a fost un argument. întreb uh... o secundă, pentru că toți, toți cei care se uită acum la emisiunea asta, știu din filme și din cărți. Titulatura domnească, domn a toată țara Moldovei, domn a toată țara românească. Iar dumneavoastră insistați foarte mult pe povestea asta cu toată, e fascinantă. Da, și poate o să revenim puțin la titulatura extinsă, pentru că mm -hmm. aceasta e doar o parte a titulaturii. A toată țara tot timpul a fost interpretată în sens teritorial și a fost principalul argument teritorial. De vreme ce domnul spune că este domn a toată țara, asta înseamnă că are o imagine teritorializată a țării. Numai că în sursă nu apare toată țara. În... aceasta e o traducere. E o traducere care înlocuiește termenul original de Ungrovlahia cu țara românească. În sursă apare toată Ungrovlahia și care este un termen conceput de Cancelaria Patriarhală Bizantină. Ori, atunci când apare țara românească în documentele interne, dispare toată. Prin urmare, domnul se intitulează fie domn a toată Ungrovlahia, fie domn al țării românești. Așa că îmi pare rău pentru acest argument foarte important al adepților teritorializării țării românești medievale, dar el pică? E absolut uluitor. Dar, înainte de a trece mai departe, la frontiera cu Carpații, la frontiera cu Moldova și la definiția pe care o dați frontierei, la analiza pe care o faceți frontierei, care e absolut minunată, e imaginea asta, imaginea unei națiuni neașezate. Uh, e cumva ca să folosesc mă gândeam să suntem mult mai târziu lucrul ăsta, dar ca să folosesc nu știu, termenii domnilor Boia și Burgescu de exemplu, e neteritorialitatea asta, e o întârziere e un decalaj față de ceilalți uh, viețuitori ai acestui continent de la perioada respectivă? Da și nu Da și nu. Uh, în primul rând trebuie să facem să revenim la miile de surse de care uh, amintați la da. început uh, pentru că atunci când Vorbim de 3.000 de documente, sună impresionant. Și e o cantitate mare din perspectiva celui care right. le parcurge. Dar să ne gândim puțin la ce înseamnă asta din perspectiva obiectului studiat. Ce înseamnă 3.000 de documente pentru două secole de istorie nu? Asta în condițiile în care uh, nu-mi plac prea mult analizele cantitative, dar câteodată e un joc la care istoricul trebuie să se preteze. Așa că estimările satelor din țara românească uh, sunt între 2000 minim și 3000 maxim. Haideți să luăm o cifră minimă, 1500. Bun. Ceea ce înseamnă două documente pe un sat, vreme de 200 de ani. Ceea ce înseamnă, luăm o generație de 20 de ani, avem un document pentru un sat, vreme de 5 generații. Este extrem de puțin. Este extrem de puțin. Sigur. Nu, și întrebarea este de ce sunt atât de puține surse. Răspunsul este pentru că toate sursele pe care le avem, sau 99% dintre ele, sunt surse statale. Sunt surse de cancelarie. Noi nu avem decât documentele cancelarie. Nu surse locale, cum ar veni. Nu surse private. Uh -huh, nu corespondență uh -huh, privată, uh -huh, nu anale monastice, foarte puțină hagiografie, nu cronistică. Spre deosebire de Europa Occidentală. Nu din cauza asta. Poate și istoricii și medieviștii români par puțin etatiști și prea obsedați de problema statului. Nu Dar asta pentru că sursele sunt generate de stat și pentru a înțelege cum funcționează statul. Trebuie să analizăm aceste surse. Ori frumusețea face ca aceste surse să nu fie decât vârful, vârful icebergului. Pe mine, în fond, nu statul mă interesează, ci mă interesează societatea. Societatea da. cu care statul interacționează foarte puțin. Noi avem atât de puține surse pentru că avem un stat slab care nu produce atât de multe surse în interacțiunea cu societatea. Ori ceea ce încerc eu să fac este să mă uit la societate prin prisma acestor surse. Într-un fel cum studiază astrofizicienii găurile negre. Nu? Ei nu văd niciodată o gaură neagră, da. dar știu de existența ei din modificările uh, pe care le observă în spațiul din prejur. Cam așa. La fel se întâmplă și în raportul dintre istoric și societatea muntănească. Din păcate, noi nu prea vedem societatea muntănească. În schimb, vedem statul muntănesc. Și din felul în care se schimbă și se adaptează statul muntănesc, putem deduce ce se întâmplă cu societatea. Mă întrebați de decalaj. Da, el există. El există, însă este rapid recuperat. Și asta pentru că ce se întâmplă în Occident, în secolele 15-16, în special războiul. Războiul este cel care construiește statul pentru că e nevoie de resurse. Se întâmplă și în țara românească din cauza presiunii fiscale otomane. Presiunea fiscală Ai otomană zângem, exact. este principalul factor, dacă vreți, de modernizare și în de mod teritorializare. Paradoxal, pentru ne-a ajutat foarte tare. Nu pe noi, a ajutat statul. Statul, corect. Corect, corect. Nu, acum rămâne de discutat dacă este un lucru corect. bun sau nu. Dar cu siguranță ajută ajutat statul muntenesc Statul muntenesc este mai puternic în urma integrării în Imperiul Otoman, la sfârșitul secolului al XVI-lea, decât era în vremurile de aur de care ne aducem cu toți aminte din manualele școlare ale lui Mircea sau Basarab. Încă ceva foarte interesant, că a venit vorba de, de Basarab. Citez din Iorga, pe care îl citați și dumneavoastră. Domnii care băsărăbeau odinioară la gurile Dunării, vorbiți despre Basarabia ca despre istoria unei confuzii cartografice. Cum adică, domnule, cum? Din nou, asta ne spun sursele și am ajuns la această reconstituire a istoriei denumirii de Basarabia, luând sursele în serios. Ce am făcut? Întâi, m-am uitat să văd exact în ce surse apare pentru prima oară denumirea de Basarabia pentru nordul gurilor Dunării. Ori, mod paradoxal, nu apare în surse interne, nu apare nici în surse învecinate, să le spunem, în surse polone sau în surse transilvanene, ci apare la cartografii italieni și germani din secolul al XVI-lea. Apoi vedem cum apare la în descrieri, de, uh, în descrieri geografice, în relatări de călătorie indirecte și, în sfârșit, la sfârșitul secolului al XVII-lea, apare și în relatări de călătorie directe ale unor oameni care chiar au fost aici. Și apoi l avem pe Miron Costin, pe care toată lumea l-a văzut, dar nimeni nu l-a luat în serios, și care spune foarte limpede, mare greșeală fac cei care dau la iveală hărți și dau acestei regiuni de de Basarabia. Ea nu se numește așa. Deci Miron Costin o identifică ca pe o confuzie cartografică. Ori asta este. Cum se naște această confuzie? Din nou, trebuie să ne gândim la cum operează cartografii germani și, uh, și italieni, nu știu, Mercator sau Gastaldi. din secolul al XVI-lea. Ei nu știu nimic despre această regiune, dar au la îndemână hărți. Au la îndemână hărți polone, au la îndemână hărți exact. ungurești. Da. Ori, marea problemă cu aceste hărți este că polonii denumesc într-un fel țările române, ungurile denumesc în alt fel. Polonii denumesc Moldova-Valahia și țara runească, țara muntenească. Ungurii denumesc Sara Românească Transalpina și Moldova, Moldova. Și atunci, din această confuzie terminologică, cartografii germani și italieni s-au hotărât să pună toate denumirile pe hartă pentru a nu greși, pentru a nu lăsa niciuna deoparte. Și așa s-a născut Basarabia. Basarabia care a prins și s-a transformat într-o regiune de sine stătătoare, din simplu motiv că în secolul al XVI-lea otomanii cuceresc bugeacul. De fapt, la sfârșitul secolului al 15 lea dar cucerirea este definitivată în secolul al XVI-lea. Și atunci s-a realizat această suprapunere bugeac-Basarabia. Aha, dar exista referirea Basarabia și la țara românească? Da, da. Cum să nu? Deci prima denumire, prima atestare în secolul al XIV-lea e o denumire pe care o folosesc și sursele sârbești și sursele polone pentru țara românească. Țara, Basarabia. Țara Basarabia. Da. E, Țara Basarabilor ajunge undeva mult mai departe decât o știm noi că era, în Basarabia, fără ca Basarabii să fi domnit acolo. Printr-o confuzie cartografică, da. Știu că ideea la prima vedere pare, pare greu de acceptat, nu? Până la urmă, cum să aibă un cartograf puterea de a transforma realitatea? Dar oare? Oare? Și exemplul care uh, e cel mai la îndemână e America. De ce denumim noi toți astăzi continentul America? Pentru că un cartograf la începutul secolului al XVI-lea s-a decis că Americo Vespucci este un scriitor mult mai bun decât Cristofor Columb. Categoric. Deci o confuzie, ca o decizie a unui cartograf de cabinet are, poate să aibă un impact major. Așa se întâmplă și cu Basarabia. Un Basarabia care este o invenție cartografică, atunci când ajunge în Moldova îl nedumerește pe Miron Costin, pe parcursul secolului al XVIII-lea vedem cum încetul cu încetul este adaptată pe plan local, și apoi istoria Basarabiei în secolul XIX și secolul XX la o știm. Vorbiți despre frontieră nu ca o limită teritorială, ci ca o zonă de comunicare între culturi, mai degrabă. Alt punct de vedere fascinant, dar povestiți despre frontiera moldovlahă uh, și ca despre frontiera între două identități naționale. Și asta e un lucru foarte interesant. Cu permisiunea dumneavoastră, citez. Uh, din minunata carte, deschiderea capitolului al șaselea, un citat din Dimitrie Cantemir, care spune așa S-a ajuns astfel odată la o fruntare între moldoveni și valahi, care să fie băutori mai tari și scoși fiind pe podul de la Focșani, care e hotarul Moldovei și al Valahii, campionii atâta vreme s-au întrecut pe rând în pocale, până ce valahul, înnăbușindu-se de prea mult vin, a ajuns să-și dea duhul. Ca răsplată pentru această izbândă, Moldoveanul a primit de la principele său cinstirea nobleții. Am încheiat citatul. Iar dumneavoastră spuneți negru pe alb aici că e vorba și despre o frontieră care delimitează niște entități identitare. Absolut. Da. Păi și noi suntem uluiți când auzim lucrul ăsta. Dar nu aveți de ce. Pentru că <laughs> îmi pare rău să spună, dar frontiera identitară există și astăzi. Există Correct. și astăzi și nu mă refer doar la la bancurile care circulă cu diversele identități regionale, ci mă refer în lumea intelectuală. Nu, în lumea intelectuală, iar asta se vede foarte bine uh, de exemplu, în secolul al 19-lea. În secolul al 19-lea, problema frontierei medievale dintre țara românească și Moldova, și un subiect cu totul obscur, stârnește un scandal intelectual monstru între junimiști exact. și HD. -ul. Exact. Nu, și miza majoră este că HD, scriind istoria critică a românilor la București, îndrăznit să se spună că statul Basarabilor se întinsese asupra sudului Moldovei. Mm -hmm. Or George Panu, istoricul ieșean al junimii, își asumă sarcina pe care o ia ca pe o Datorie personală de a demonta argumentația lui HD. -ul. Și vedem cum Iașul și Bucureștiul se ceartă pe problema frontierei medievale dintre țara runească și Moldova. Da. Dacă cineva în momentul ăsta, haideți să spunem cineva nu neapărat împătimit de lectură, cineva care a citit lucrări de popularizare. Cineva care a citit lucruri care se găseau și se mai găsesc încă la tarabă, cineva care se uită foarte mult la televizor, dar e din fire patriot entuziast pentru că așa s-a născut, cu entuziasmul patriotic și spune, îl ascult pe acest istoric tânăr și nu-mi place mie cum sună muzica în care se exprimă domnia sa. Mie mi se pare că vorbește despre o nație nestructurată, despre o lipsă de administrație, ori eu nu pot să cred așa ceva, asta este o lucrare antiromânească. Am încheiat citatul. Cum răspundeți acestui tip de limbaj? În primul rând, dacă nu sună bine acestor urăchi, e bine. Înseamnă că mi-am atins scopul. Um, Apoi, cum răspund? Păi, în primul rând, să ne gândim la, la un paradox, pentru că discursul acesta naționalist, istoric, este un discurs care, pe de-o parte, prozlăvește niște personalități, pe de altă parte, le castrează complet politic. Ne gândim la primii basarabi nu? pe care toată lumea, to discursul istoric tradițional, îi ridică în slăvi. în fond, potrivit discursului istoric tradițional, ei au primit totul de-a Ei au primit un stat care s-a coagulat din fantomaticele formațiuni prestatale, cu o elită politică care a acceptat imediat necesitatea unui domn, cu o masă țărănească care avea o înaintată conștiință civică și care venea tot timpul la oaste lăsându-și ogorul. Ori, în fața acestui tablou, realizările lor sunt chiar modeste. Dar dacă ne gândim în schimb la reconstrucția pe care o propun eu, atunci vedem cât de impresionante sunt realizările primilor basarabi și ale lui Mircea cel Bătrân. Și faptul că peste două secole Diversi pretendențe pretind a fi descendenți ai basarabilor. Exact. Asta arată succesul formidabil al acestei dinastii, care a avut de înfruntat foarte mari uh, probleme interne și a avut de înfruntat concurenți interni foarte serioși. Domnule Coman, încerc să mă mai gândesc la o întrebare. Uh, ați putea auzi următorul text. Domnule, la ce bun să mai zgâmâim acum lucrurile astea? Treaba e foarte clar, suntem într-o țară mare, nu suficient de mare, mai e o parte de România care nu e la România. La ce să mai zgămâim lucrurile astea? Că nu aveam administrație, că nu știam cum e cu teritoriul precis în zona cotată, la ce bun să mai facem lucrul ăsta? Pentru că, de fapt, asta ne știrbește ceva din entuziasmul patriotic. Bun, ne știrbește ceva din entuziasmul patriotic dacă nu știm nimic despre istoria europei occidentale. Dar dacă observăm că nu știu, regatul Franței în secolul al XVI-lea este uh, subguvernat. Discutăm de câteva mii de oameni care guvernează peste 20 de milioane. Dacă vedem că regele Franței nu știe nici el prea bine care sunt frontierele propriului regat, ne dăm seama că această imagine a țării românești este una într-o tot normală. Aceasta e o parte din răspuns. A doua parte din răspuns, ceva mai dificilă, este a utilității istoriei. Din felul în care mi-a spus întrebarea. Uh, mă gândesc în primul rând la utilitatea socială. Mai da. există o discuție importantă, utilitatea epistemică. Dar aici e o discuție pe care istoricii trebuie să o poarte cu lumea academică cu celelalte discipline. Corect. Dar utilitatea socială există. Există și este în primul rând aceea de vaccin antiideologic. Discursul pe care dumneavoastră îl, îl caricaturizați, dar totuși îl reprezent, reprezentați în linii foarte, foarte reale este, este rezultatul fie a unei istorii foarte prost scrise și manipulatoare, fie rezultatul unei necunoașteri istorice. Pentru că frumusețea este că uh, nu poți să cu totul pasiunea pentru istorie. Absolut, sigur că da. Și atunci, dacă nu există un discurs istoric care să cultive gândirea critică, în locul lui se va naște o astfel de o astfel de imagine. Nu, până la urmă, exact ce spunea Chesterton, că atunci când oamenii nu mai cred în Dumnezeu, asta nu înseamnă că nu mai cred în nimic, ci înseamnă că cred în orice. Pentru a nu mai fi victimele unui astfel de discurs extrem de, de, facil și manipulator, trebuie să învățăm o altfel de istorie. Da. Um, revenind la frontieră. Foarte interesantă povestea frontierei țării românești cu Ardealul. O poveste care are în vedere drumuri și poteci. Drumurile fiind niște căi de circulație pf, economică, da? Da. de comunicare economică, iar potecile fiind niște zone, implicit drumurile fiind căi de comunicare economică, erau ceva mai păzite, mai supravegheate, mai sistematizate, dacă vreți. Și spuneți că potecile care traversau Carpații erau nepăzite, pe acolo putea să treacă oricine. Da. De ce? pentru că nu puteau domnii să le păzească și pentru că ar fi însemnat un consum prea mare de resurse, pe care oricum nu le-ar fi avut, pentru niște rezultate minime. Trebuie să ne gândim că peste Carpați sunt cam 100 de poteci. 100 de poteci pe care localnicii le știu foarte bine și cea mai bună dovadă că ele nu sunt controlate este că avem nu doar negustori care trec pe la vama cucului, fără să mai plătească taxele vamale, nu doar boieri fugari sau pretendenți, ci avem armate întregi care trec pe astfel de poteci fără a putea fi oprite. Categoric. Putea să treacă un individ așa o armată. Absolut. Da. Deci, din punctul acesta de vedere, potecile nu sunt deloc controlate până spre sfârșitul secolului al xvi la când domnii încep să fie interesați, să controleze puțin potecele, dar nu obțin rezultate decât un secol mai târziu. Dar nu se dădeau seama la că e o vulnerabilitate? Ba, da, sigur. Dar nu aveau resursele pentru, a, clar, a, da. a, pentru a, a controla și, în fond, uh, Necesită niște resurse foarte mari, asta, pentru un rezultat relativ modest. În, la sfârșitul secolului XVII-lea devine o miză, pentru că devine, în primul rând, o miză umană. Nu mai trebuie să lași țăranii legați de glie uh -huh. să treacă dincolo, pentru că, în felul acesta, pierzi forță de muncă. Cu drumurile, e altă poveste, pentru că ele sunt mult mai așa de controlat. Acolo, Evident. Uh, fiind drumuri de care, fiind drumuri comerciale, tot ce trebuia era să le blochezi. Și le blocai, dărmând cât, câțiva copaci sau stricând câteva poduri. Și în felul acesta nu mai puteau trece carele pe acolo. Uh, îmi pare rău că tot zgâmâi povestea asta a, a celor care ar putea să întrebe lucruri, dar insist în linia acelui limbaj. Și dacă se întreabă, dar de unde știi dumneata, domnule, toate astea? Adică de unde ai scos toate astea? Uh, uh -huh. Nu, îmi place că, că sunteți avocatul diavolului, păi. nu? Pentru că, uh, nu, tot timpul, principala, sunt două metode de a contesta rezultatul unei investigații istorice. Prima, sursele, până la urmă, poate ele nu reprezintă uh, o imagine uh -huh. completă. Nu? Și a doua, a doua întrebare frecventă este, poate sursele mint. Adică noi până acum n-am auzit nimic și ai venit din asta să ne povestești, da? Cum răspund uh, acestor critici? Uh, în primul rând, sunt întotdeauna conștient, după cum am spus, că sursele nu sunt decât o mică parte, o mică ferăstruică prin care noi încercăm să reconstituim o realitate de mult pierdută. Ori fiind conștient de acest lucru, luăm în calcul și luând în calcul uh, distorsiunile pe care aceste surse uh, le implică, putem să reconstituim Realitatea istorică. În privința adevărului sau uh, minciunii surselor, aici răspunsul meu este uh, franc, nu știm dacă ne mint sau nu, dar adevărul este că nici nu prea contează. Pentru a reconstitui adevărul istoric, noi nu avem neapărat nevoie de surse care să ne spună adevărul. Putem lucra la fel de bine, ba aș să spun chiar mai bine, cu texte ficționale. Cum așa, că cineva de acum spune, domnule, ăsta nu e un istoric? Asta e un scriitor. Titulatura, nu, câte și de puțin Titulatura, că tot discutam despre ea nu, Titulatura lui Mircea cel Bătrân Care sună ceva de genul Mircea, mare voievod și domn Singur stăpunitor A toată Ungrovlahia Și a părților de peste munți Și încă spre părțile Tătărești Și domn al banatului de Severin Și a pe ambele maluri ale Podunavie Și încă până la Marea Cea Mare Aceasta e titulatura extinsă a lui Mircea Care da. apare în câteva documente și o primă metodă de investigație este adevăr fals. Spune Mircea adevărul, stăpânește toate aceste lucruri sau minte Mircea? Este titlul lui unul real sau unul fictiv? Nu, investigația aceasta nu ne duce prea departe. Pentru că dacă ne uităm la documente, vedem că doar în câteva documente Mircea își asumă acest titlu, vedem că pentru unele din aceste regiuni putem avea alte surse care să ateste o stăpânire pentru altele, nu, dar ajungem destul de rapid într-o fundătură. În schimb, dacă ne întrebăm nu dacă Mircea are dreptate sau nu, ci dacă ne întrebăm în fața cui ține Mircea acest discurs. Nici nu contează dacă e un discurs real sau fictiv. În fața cui vrea el să se prezinte că având o putere atât de impresionantă? Și descoperim că în fața propriilor supuși. Descoperim că în fața acelor boieri de care vorbeam mai devreme. Aha. Acelor boieri care contau în anumite momente. Și o formă de legitimare. Și este o formă de legitimare. Și asta arată într-un fel cât de fragile e puterea lui Mircea care simte nevoia să, adopt, să adoptă un astfel de titlu în momente critice, pe cum 1406 întâlnea cu Sigismund de Luxemburg, de care depind foarte multe. Deci avem un text ficțional, poate fi adevărat, poate fi fals, Incredibil. dar care ne spune foarte multe despre țara românească. Încă întotdeauna o sursă ne spune mult mai multe decât intenționează autorul. Asta e frumusețea. Și în felul acesta putem pătrunde în mintea autorului, putem reconstitui puțin lumea în care aceasta trăia. Dacă e să ficționalizăm un pic și să intrăm, să reușim să pătrundem cu privirea în lumea pe care o descrieți, exista vreo formă sau credeți că exista vreo formă de nu neapărat de ideal național, ci de preocupare pentru orice tip de identitate a spațiului în care se trăia? În perioada asta, secolele 14-16 despre care vorbiți, există și altceva în afară de colectarea birului, în afară de administrație pur financiară, există o viață care clădește ceea ce noi sperăm în disperarea noastră că e o națiune? Da, numai că aceste identități nu cred că sunt legate atât de mult de stat și de națiune. Un exemplu, Lovișta. Lovișta e o identitate regională fascinantă pentru că apare foarte devreme. Descoperim în secolul al XIV-lea niște boi lovișteni care fugă regatul Ungariei și se plâng de conflictul pe care l au cu domnul țării românești, și amintesc regelui Ungariei de cele trei generații de strămoși care locuiau în Loviște. Ori asta arată o identitate regională construită în jurul unei elite locale, ori basarabii încearcă să radă această identitate. Loviștea dispare, vreme de două secole, pentru a reapare apoi în identitatea unor scribi care se semnează uh, din Lovișta. Deci, și Basarabii, de ce orad? Basarabii orad pentru că acolo este un centru de putere rival. Acolo sunt concurenților interni. În clipa în care avem o identitate locală prea puternică, și clipa în care basarabii au puterea, să o elimine, o elimină. Domnule Coman, ascultându-vă, mă gândesc la faptul că, din negura vremurilor, în spațiul ăsta sau în teritoriul ăsta, depinde cum dorim să-l definim, luptele interne. Și absența interesului comun nu sunt deloc o noutate, sunt ceva extrem de vechi. Mă tem că, din punct de vedere al construcției statale, așa cam stau lucrurile peste tot. Peste tot, construcția statală a presupus confruntarea între um, diverse entități politice, dintre care statul, deocamdată, nu este decât un actor și asta este important, trebuie să ne gândim la țara românească în secolele 14-15 ca fiind un actor pe scena politică muntenească. Mai avem foarte mulți și importante grupări politice, foarte multe și importante grupări politice care nu sunt deocamdată anexate statului și care îl privesc cu oarecare indiferență. Ori acești boieri vor interveni în lupta pentru tron în secolul al 15 lea și apoi în secolul al 16 lea și vor avea câștig de cauză foarte repede pentru că statul devine o miză. Și nu mai pot ignora. Așa se întâmplă cu Craioveștii, așa se întâmplă apoi și cu buerii Buzoieni. Ei încep să controleze statul atunci când își dau seama că, uh, odată ce sprijinul otoman este acordat domnilor și nu unui domn în sine, ci domnia, atunci uh, devine o miză mult prea importantă pentru a fi ignorată. E uluitor de subtilă remarca, dar uh, exagerez, o să exagerez foarte tare. Uh, nu vreau să întind coarda prea mult, nu vreau să forțez nota, însă identificați fie și pur speculativ vreo asemănare între boierii despre care vorbiți și ceea ce noi numim acum în folclorul nostru urban baroni locali? Da, cum să nu? Dar din nou, nu este o specificitate românească. Uh -huh. În istoriografia engleză fenomenul acesta poartă denumirea de feudalism bastard. Feudalismul bastard este acel feudalism care se structurează în jurul statului. De la un moment dat, statul devine un uh, generator de resurse atât de important, ah. încât vechea structură feudală își dă seama că este mult mai bine să-l căpușeze, dacă vreți să folosim termen modern, decât să, uh, să perpetueze vechea tradiție. Și așa se naște feudalismul bastard, care este o, o realitate în Anglia, săcolo 14-15. Așa se întâmplă și cu... Uh, și cu țara românească medievală. Da, uh, nu știu în ce măsură continuă fenomenul în Anglia modernă, uh, pentru că aș putea să vorbesc despre măsura în care continuă fenomenul în România modernă. Tind uh, să cred că într-o măsură mult mai mică decât în, în România modernă. Da, uh, mai spun o dată, uh, pur și simplu vă mulțumesc pentru cartea asta. E o lectură fascinantă, nu e o lectură ușoară, așa cum am spus și la începutul întâlnirii noastre, Însă e, e o tulburare foarte serioasă a ceea ce știam despre spațiul în care da. trăim. Uh, nu mă pot abține să nu întreb. Există vreo formă de deranj în mediile academice pentru genul acesta de discurs și pentru miza pe care o setați în, uh, odată cu discursul acesta istoric? Da, sigur că există. Nu, e o carte polemică. Nu mi-am dorit mm. să fie așa, dar așa a ieșit. Uh, așa că, din punctul acesta de vedere, este o, o dezbatere. O dezbatere cât se poate de, de academică, pe care o port cu colegii mei și pe care sper să o port în continuare, și la capătul căreia sper nu atât să am câștig de cauză, pentru că nu aceasta e miza. Miza este să rescriem altfel istoria da. românească. Cu totul de acord. Cu permisiunea dumneavoastră, vă invit să îi ascultăm pe invitații noștri de la momentul muzical. La fiecare emisiune, noi avem un moment muzical live. Ne-am gândit să potrivim cu subiectul Grupul 3 Parale, un grup excelent de muzici arhaice românești. Uh, grupul 3 Parale înseamnă Florin Iordan la Tambura, Beatrice Iordan la Cobză, Daniel Pop la Fluier, George Turliu la Darbuca și Mihai Balabaș la Vioară. Am spus Tambura și Tambură, cu siguranță. Dar trebuie să spun un lucru. Uh, grupul împlinește 10 ani de activitate, ei sunt niște prieteni apropiați ai acestei emisiuni, au mai fost de câteva ori la noi, sunt niște muzicieni cu totul și cu totul special, e o plăcere să-i ascultăm de fiecare dată, se potrivește minunat la, la ce am vorbit deci, în de seara de asta, vă invit să-i ascultăm. Mulțumesc! Deci, Mulțumim foarte frumos! Da, grupul 3 parale. Să mai spun o dată și să corectez Florin Iordan la Saz, Beatrice Iordan la Cobză, Daniel Pop Fruier. George Turliu Darbuca și Mihai Balabaș la Vioară. Mulțumim foarte frumos, doamnă, domnilor, oricând bineveniți la noi. Mulțumim foarte frumos și la mulți ani. La mulți ani, da. Um, trebuie să mai recomand putere și teritoriu. Țara românească medievală, secolele 14-16. Marian Coman, o carte minunată, o carte care repune o problemă foarte serioasă pe care e bine să o vizităm din când în când. Uh, vă mulțumesc foarte frumos că ați acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Spor în întreprinderea asta dificilă. Mulțumesc. Tuturor celor care sunt alături de garantat 100%, mulțumim pentru încredere, ne vedem data viitoare, noapte bună. Televiziunea română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%.